Despre idei și blocaje a apărut în 2007. În 2007. Și se bazează pe un articol scris în 1996, intitulat Dialogul generalizat al ideilor. Care este o formulă a lui Mihai Șoara, despre care atunci scriam, întrucât Aurelian Crăițu și cu Sorina Antohi i-au dedicat o festschrift dedicat vârstei de, la vremea aia, cred că 80 de ani. Și ai condus și o revistă care se numește Idei în Dialog. Acum, joi, o să ai a 10-a conferință la librăria Humanitas, care se numește... E un dialog cu public. Un dialog cu public, dar care se numește... Înapoi la argument. Înapoi la argument. Problema asta a dialogului, a schimbului de idei, a argumentului, cred că pare că să te fi urmărit de mulți ani. Am urmărit-o eu pe ea. Și este lipsa dialogului și a schimbului de idei absența esențială în cultura română? Da, dacă vă uitați la ce merge bine în cultura română, este zona de piață culturală pe care o asociem cu operele literare, cu ideile literare, cu critica literară și cu istoria literară. Marea reușită a culturii române este de a fi reușit să instituționalizeze secțiunea. Prin instituționalizare înțeleg că s-au atins câteva standarde. Operele literare au fost discutate. Pentru ele a existat de-a lungul timpului un public, atât un public general, cât și un public specializat. Iar nivelul schimbului de idei referitor la operele literare, care a fost instituționalizat sub forma critici literare și a istoriei literare, acest dialog a fost constant, susținut, a mobilizat un număr mare de oameni, un număr mare de puncte de vedere, ceea ce a făcut ca criteriile de existență a unei piețe de idei în interiorul culturii literare să existe. De unde și reușita literară a culturii române. Și cum o să se schimbe titlul cărții? Se numește constatativ De ce nu avem o piață a ideilor și cartea conține o descriere și un argument explicativ. De ce nu avem o piață a ideilor? O piață a ideilor presupune un dialog al ideilor, un dialog... Un dialog generalizat, cum spune Șora. Și... Iar ăsta nu s-a realizat pentru ideile generale sau pentru ideile speciale. Situația în cultura română este, în primul rând, că în spațiu public domină cultura generală, pentru că în secolul XIX, în zorii modernității, așa s-a instituționalizat spațiul public în România. În jurul ideii de cultură generală. Nu e greșit. În multe culturi s-a întâmplat asta. Dar în mod organic s-au autonomizat din spațiul public dominat de cultura generală culturile de specialitate, care nu s-au rupt de spațiul public, ci au continuat într-un mod specific și diferind de la o specialitate la alta, diferind de la gradul de interes a unei specialități pentru spațiul public la alta. Matematicile, astronomia, sunt de un interes mai mare decât, să spunem, zone din inginerie. Deși și acolo pot să găsesc că anumite spații legate de construcții, de arhitectură, pot intra în spațiu public. Dar la noi este straniu. Ideile speciale, adică disciplinele specializate, nu comunică cu spațiul public, sunt complet ignorate de dezbaterea publică, pe de o parte, iar în interiorul disciplinelor specializate, oamenii nu comunică. La noi, cărțile, dacă mă refer numai la zona filozofiei politice sau a științelor politice, o zonă care a înflorit extraordinar după 1989, e uluitor. Centrele universitare nu comunică între ele. Clujul nu știe de București, Bucureștiul nu vrea să știe de Iași, iar Timișoara nu vrea să știe de niciunul dintre ele. Ca să nu enumăr multele alte facultăți, sau centre universitare de mult mai mică importanță, care pretind a forma specialiști în aceste domenii. Ori, deși există reviste specializate,
operele care apar în interiorul culturii de specialitate numită filozofie politică sau științe politice, operele nu sunt recenzate, nu sunt dezbătute critic, ci toți sunt orientați, toți actorii din interiorul acestor discipline sunt orientați spre piața de referință externă care e de limbă engleză. A te afirma ca specialist în filozofie politică sau în știință politică în România revine la a fi luat în seamă de piața specializată din zona anglosaxonă. Ceea ce înseamnă că pentru noi centrul de formare profesional nu este în interiorul culturii române, ci este exogen culturii române. Pe de altă parte, nu există un dialog nici în spațiu public, în realitate. Dar poate că dialogul nu e atât de natural, poate că se învață printr-o gramatică sau se deprinde de la cineva sau nu ar trebui... Dialogul, într-adevăr, nu e natural, este o invenție a civilizației. Natural, cred că este să folosești bâta și să rezolvi conflictele lovindu-ți adversarul, în speranța că el nu te va lovi mai tare. Dar oamenii raționali își pun problema, dar dacă adversarul mă poate lovi mai tare? Și atunci inventează garanții pe care le cere tuturor să le accepte, ca să nu ajung la situația riscantă, ca nu eu să fiu cel mai puternic, ci adversarul meu. Civilizația se naște prin reținere, aici am vrut să ajung. Edmund Burke folosește o expresie care îmi place foarte mult. Libertatea pe care eu o prețuiesc, spune Burke, este equality of restraint. Este egalitatea în a te abține. Civilizația, ca și dialogul de altfel, eu pot oricând defini civilizația ca fiind o formă de dialog generalizat. Începe civilizația ca și dialogul, încep în momentul în care oamenii învață să se abțină, ceea ce presupune, e foarte important, presupune un act prealabil de prețuire. Pentru că a te abține înseamnă asta, înseamnă a ține seama de cel din fața ta. Eu cred că spațiul cultural românesc, deși abundă de oameni talentați și inteligenți, nu a învățat acest lucru. Pentru că nu a interiorizat respectul, prețuirea celui din fața ta. Poate nu au existat nici prea multe modele în cultura română de dialog. Da, dar au existat în Occident. Noi întotdeauna am avut ca piață de referință una sau două din culturile occidentale. Franceză, în mod dominant în secolul al XIX-lea și treptat în ultimile decenii ale secolului al XIX-lea și masiv până la venirea comunismului, cultura germană. Puțin a fost prezentă cultura engleză, puțin. Oamenii care s-au format în interiorul spațiului anglosaxon și au fost activi în România sunt puțini. Dacă ar exista dialog, ar exista și continuități pe anumite probleme, pe anumite întrebări. Poate nu există întrebările, poate nu sunt formulate întrebările care trebuie. Cred că ați atins un moment, un punct important. Dacă vă puneți întrebarea care sunt temele culturii române, o să vedeți că există de fapt una singură. De la începuturile culturii române moderne, în secolul al XIX-lea, și până când ea a fost activ, masiv distorsionată de prezența comunismului, adică a unei societăți care nu mai e naturală, ci e totalitară. Problema specificului național, care are ca reformulare de temă occidentaliști versus tradiționaliști, moderniști versus autohtoniști. Disputa legată de ce suntem noi în raport cu modernizarea este singura temă veritabilă a culturii române. Și știu că e veritabilă, că a rezistat în timp. Și că chiar și în momentul în care comunismul a distorsionat piața culturală românească masiv prin intervenția statului și a ideologiei în interiorul instituției culturale, chiar și atunci ea s-a reformulat sub forma protocroniști versus cum să-i numim, universaliști.
Și ultima mare dispută din interiorul culturii comuniste, din interiorul societății comuniste, nu, din perioada comunistă în cultura română, este disputa din anii 80 între protocroniști, care sunt avatarii tradiționaliștilor interbelici, și moderniști, occidentaliști, universaliști, cosmopoliții. Și e foarte interesant că victoria culturală a fost repurtată de universaliști. Deși protocroniștii erau cei care au fost sprijiniți de autoritatea de partid. Ceea ce înseamnă că în cultura română vitalitatea acestei idei e mare.